Aici din Timișoara, povesteai mai devreme despre pasiunea ta pentru fotbalul din Timișoara. De ce crezi că acest oraș nu mai dă o echipă puternică pentru fotbalul românesc de mulți, mulți ani? Pentru că oficialitățile nu ajută echipa. N-am întâlnit. Adică e surprinzător. Și în oraș mare ai spune că au bani suficienți. Gândește că, dar îți dau exemple rapide, așa ce îmi vine în cap. Chiajna, Voluntari, repede, aici, în jurul Bucureștiului. Victoria Brănești la un dat în Liga 1. Dacă Brănești are o rasă, ține echipă... Exact. Gândește Târgoviște, care la fel, ține de primărie. Voluntari. Tunariu. Tunari. Uite, Tunariu care are echipă de Liga 2 și investește foarte mult. Adică, pentru Timișoara e rușinos. E un oraș superb, un oraș foarte frumos, cu oameni foarte buni. Sunt oameni care... E o galerie în spate. Cu un bazin de fan foarte mare. Pe ținte meciul aia de fan, 30.000 de fan. Un bazin de fan, o echipă de tradiție. Nu ajută oficialități, adică să-ți răspund. Nu ajută. Sponsorii nu prea se găsesc. Un sponsor important, cum a fost Marian Iancu. Marian Iancu a fost într-adevăr. Lumea regretă foarte mult acum pe Marian Iancu. Pentru că, într-adevăr, a repus Poli pe harta, de fapt, nu pe harta fotbalistică. A dus-o iarăși în față. Ne-a bătut la titlul, ne știi foarte bine perioada aia care era, am eliminat Șahtiorul. Nu sunt privați sau privații nu sunt îndeajuns de puternici. Sunt care dau bani, dar nu ajung pentru echipă ca și Poli. Cred că nu ajunge doar să bagi bani. Cred că trebuie aceeași problemă a fost și la Dinamo, la cluburile cu suporteri. Nu ajunge doar să preie echipa și să n-ai forța care trebuie. Un club de genul ăsta trebuie să ai bani, să aduci transferul, să te duci direct sus, să umpli stadionul. Se face stadion acum, e un mare plus. Noi nu avem nici stadion în Timișoara în momentul. Gândește că câte stadioane sunt și Timișoara mult timp a fost al doilea oraș al României ca și putere. Da. Cred că e o problemă de la cei care conduc.